și ascuns fix în mormânt. Fix da, în mormântul unde se ținea răposat. Până la urmă, se pare că veniseră în sat frații cei adevărați ai răposatului. Și atunci ăștia și-au dat seama că au cam călcat strâmb, mai ales că nu mai găseau banii. Și au venit și ăia care erau adevărații moștenitori. Sau frații. Da. A început un proces, au fost arestați toți și i s-au pus întrebări. Și atunci regele a spus că răposatul avea un tatuaj cu o săgeată, ceea ce i-a dus pe toți în eroare și au zis să viziteze mormântul ca să vadă care minte și care nu. Pentru că ceilalți care erau adevărați au zis că răposatul avea un tatuaj cu inițialele numelui său. Și atunci toată lumea s-a dus acolo unde se ținea mortul și dacă nu găseau niciun tatuaj, atunci îi necau sau îi spânzurau pe toți. Așa că și au pornit pe o noapte foarte furtunoasă și când au deschis sarcofagul, mormântul, ce era, au descoperit banii pe care i-a ascuns Huckleberry Finn acolo. Și atunci Huckleberry Finn a luat-o la fugă, a scăpat și a luat-o la fugă. A găsit Pluta și a plecat. L-a găsit și pe Jim și au plecat amândoi. Dar în urma lor veneau regele și ducele și nu le-a plăcut. Aceștia i-au prins și i-au luat la întrebări și după aceea, ca să-și recupereze banii, s-au dus într-un sat și ei jucaseră teatru. Știau să joace teatru. Au fost actori. Ducele au fost actori. Și atunci s-a decis să joace piesa Minunea Regească. Așa o numeam. Și pe ea, data trecută, au obținut foarte mulți bani, pentru că banii cu care au completat ce lipseau din suma aia foarte mare de bani de la acel conac, au pus-o ei, de la ei, ce au obținut de la Minunea Regească, că au fost în multe sate și au mințit pe toți. Și s-au dus cu gândul să-i mintă și pe ăștia, dar se pare că până la urmă Minunea Regească nu le-a ieșit. Și atunci au încercat altă comedie. L-au dezbrăcat pe rege și l-au făcut să facă niște tumbe pe acolo. Să facă tot felul de tumbe și șmecherii, dar la oameni li s-a părut prea puțin. Și atunci, în loc să ia la bătaie, unul a zis că mai bine să îi lase și pe ceilalți să cadă în plasă ca să fie toți în aceeași oală. Și atunci i-a invitat și pe ceilalți. După aceea, după ce tot satul știa de ăștia doi, de acești doi șarlatani, au venit acolo, dar au împuțit camera și Huckleberry Finn a observat că de data asta oamenii aveau roșii, aveau ceva, pisici moarte, lucruri cu care voiau să arunce în ei. Lucruri foarte urât mirositoare. Și s-a combinat mirosul și a ieșit ceva extraordinar de împuțită. Atunci Huckleberry Finn i-a făcut semn ducelui și au decis să plece. I-au lăsat acolo pe toți oamenii ăia să aștepte. Și ei credeau că regele era încă acolo, dar de fapt regele era fix
pe Plută. Ei au mers fără rege. Și atunci au decis să plece de acolo. La următorul sat n-au avut... deja erau căutați, că toată lumea a dat de veste să-i prindă pe ăștia. Și nu știu cum... atunci ei voiau să se ducă din nou și în următorul sat. Și când au ajuns acolo, ei se temeau să nu-l prindă pe Jim, să-l găsească un om acolo și pe Plută și să-l ia ca să primească bani. Așa că l-au vopsit Mov și a zis că este foarte bolnav. Și l-au lăsat acolo pe Jim. Ei au plecat și s-au despărțit. Regele s-a dus într-o parte, iar ducele în altă parte. Huckleberry Finn, nu mai știu cu cine s-a dus. Ori cu regele, ori cu ducele. Cred că cu regele. Și s-au dus la o întrunire religioasă. Și chiar i s-a părut frumos la Huckleberry Finn, cum toată lumea cânta cântece bisericești și alte lucruri. Și ăsta, regele, când au încheiat, s-a dus acolo în fața tuturor și le-a zis că el era un pirat care a venit de departe și și-a pierdut echipajul. Și numai că și și-a schimbat totul, nu mai voia să fie hoț și că și că acum era bun și voia să se ducă înapoi de unde venise ca să atragă mai mulți pirați, să devină buni și toate astea. Și toată lumea i-a zis că poate să mai rămână în sat, toată lumea voia să mai rămână în sat și toată lumea era încântată că a venit un pirat la ei. Și Huckleberry Finn a plecat de acolo. Când s-a întors, a văzut că Jim nu mai era acolo. Degeaba l-a căutat. A dat peste un băiat și l-a întrebat ce s-a întâmplat. Și băiatul i-a zis că un om l-a găsit pe Jim acolo și l-a luat. Și l-a dus, a primit și suma de bani și l-a dus, l-a vândut la o casă. Și atunci Huckleberry Finn s-a dus într-acolo, dar a dat peste duce. Și ducele știa și el că Jim a fost prins. Și era cât pe aici ca ducele să-i zică unde se afla acum Jim, că știa la ce casă a fost vândut. Dar s-a răzgândit și i-a zis, a încercat să-l mintă, dar deja Huckleberry Finn știa locul. Și s-a dus în direcția în care i-a arătat ducele să meargă, dar când s-a uitat înapoi, Huckleberry Finn și-a văzut că ducele nu se mai uitea la el, a făcut cale întoarsă și s-a dus la casa respectivă unde Jim fusese vândut. Și când a ajuns acolo, a găsit casa. Și atunci acei oameni l-au văzut și l-au luat în casă. Huckleberry Finn n-a știut cine erau, dar până la urmă a aflat că de fapt erau fix era acolo mătușa lui, deci era sora mătușii Polly și fix acolo a fost. Așa că Huckleberry Finn s-a dat drept Tom Sawyer și de acolo a văzut unde era prins, unde era ținut Jim și la un moment dat a văzut că un băiat venea tot așa pe stradă cu căruța. E
Și el, Huckleberry Finn, a tras o scuză că și-a uitat cufărul, adică na, bagajele, cufărul, și l-a uitat acolo, în port, unde a sosit vaporul, că Tom Sawyer trebuia să vină cu vaporul, numai că el încă nu venise. Și atunci el s-a dus în port și l-a așteptat, că el a văzut că venea cineva pe stradă, o căruță, cu un băiat. Și atunci s-a dus și a sărit în întâmpinarea lui Tom Sawyer. Și Tom Sawyer, când l-a auzit, i-a venit o idee genială. S-a dat drept Sid, fratele lui Tom Sawyer, iar Huckleberry Finn s-a dat drept Tom Sawyer. Și s-au întors amândoi. Tom Sawyer i-a zis lui Huckleberry Finn să mai stea puțin și după să se ducă, ca să pară că a venit, că a durat mai mult drumul. Și el a venit. Tom Sawyer i-a dat și bagajul și toate astea. Și el s-a întors înapoi și toată lumea a fost surprinsă cât de repede s-a întors. Pentru că drumul era destul de lung, de câteva mile, și el s-a întors în doar 20 de minute. Deci, și-a pus puține semne de întrebare, dar tot nu s-a prins. Și după aceea a văzut că mai venea cineva pe stradă, care de fapt era Tom Sawyer, care se da drept Sid. Iar acesta, cum mergea el cu mersul lui specific, a intrat în casă și n-a spus cine e. A spus că doar un om a zis că pe aici trebuia să fie casa nu știu ce bogătar sau ceva. Și au zis că nenea sa, Silas, ăsta era cumva unchiul, era soțul sorii mătușii, Polly. I-a zis că l-a amăgit cel care i-a spus asta. Și atunci Tom Sawyer a sărutat-o pe mătușa Sally, ca așa o chema, mătușa Sally, iar aceasta de uimire era să-i tragă vreo două, dar el a zis, pe ocolite, a zis că de fapt el ar fi Sid. Și atunci și-a dat seama că mătușa Sally, că o farsă ca asta nu i-a mai făcut nimeni până acum. Și Tom Sawyer și cu Huckleberry Finn au născocit un plan ca să-l scoată pe Jim. Bineînțeles că multe lucruri erau nefolositoare. Dar până la urmă au reușit cumva să au săpat o groapă fix sub patul lui. Au tăiat piciorul patului ca să-i poată scoate lanțul. Și acolo i-au adus o grămadă de lucruri. I-a pus să-și scrie pe o cămașă ca într-un jurnal cu sângele lui. Nu știu ce, asta pe Jim l-au pus să facă. L-au pus să-și aducă acolo șerpi și alte lucruri și șobolan ca să-l îmblânzească. Că așa zicea Tom Sawyer, că trebuie să facă totul ca la carte. Și atunci s-a pus și într-o seară, deci într-o seară, Tom Sawyer a desenat, nu știu, un coșug și niște crani pe pereții casei și ca să-i bage în sperieți pe toți din casă. Și în a doua zi, tot în următoarea seară, a trimis o scrisoare care zicea că ar fi fost un tip
care făcea parte dintr-o nu știu ce grupare de criminali și că gruparea aia venea să-l ia pe Jim, dar că ăla voia să devină din nou bun, tipul ăla, și că voia să-i dea de gol. Și a zis că la semnalul lui aveau să... la semnalul lui puteau să meargă să-i prindă în flagrant. Și așa că, până la urmă, toți bărbații satului s-au adunat cu puști și au așteptat. Așa că Huckleberry Finn și Tom Sawyer s-au dus acolo, au făcut un fel de păpușă din paia lui Jim, care zicea că e mama lui Jim, care s-a încostumat în hainele lui Jim, și Jim a luat niște haina... Rochia mătușii și Sally și au scăpat și când să sară gardul, Tom Sawyer s-a împiedicat de gard și a făcut multă gălăgie și toată lumea l-a auzit, toți l-au auzit și au început să tragă după ei, dar ei au scăpat, s-au băgat într-un tufiș și au scăpat, bine că măcar câinii au recunoscut că erau obișnuiți cu ei, câinii de vânătoare de acolo, așa că i-au lăsat în pace. Și numai că se pare că Tom Sawyer avea un glonț în picior și deja pierduse destul de mult sânge, sau așa că au căutat un doctor și până și tot Huckleberry Finn a căutat un doctor, iar Jim a stat cu Tom Sawyer. Și a găsit un doctor, numai că Huckleberry Finn nu prea avea încredere în el, pentru că putea să-i dea în vileagă ăla. Așa că, dar a fost găsit de unchiul Silas, care l-a dus înapoi, acasă. Și toată lumea era tristă că nu venea Tom. Și a văzut o adună, după vreo o zi, două, au văzut o adunătură de oameni care mergea în frunte cu doctorul și pe targă era Tom Sawyer. Și au venit acolo și l-au adus și pe Jim, l-au pus în o grămadă de lanțuri, i-au astupat și tunelul și toate astea. Și au zis că de acum îl hrănesc cu pâine și cu apă. Și atunci după câteva zile, Tom Sawyer și-a mai revenit și a zis tot ce au făcut, că de fapt toate lucrurile alea ei le-au făcut, nu altcineva. Ei l-au ajutat pe Jim să scape. Și doctorul i-a zis că Jim de fapt fusese atât de bun că el a stat cu el și l-a ajutat să-l ajute pe Tom Sawyer și toate astea. Și atunci oamenii au încetat să-l mai înjure pe Jim. Și, dar apoi a venit și mătușa Polly, când au auzit că Tom Sawyer a făcut din nou prostii și că a primit o scrisoare. Și atunci l-a recunoscut imediat pe Huckleberry Finn și i-a povestit totul mătușii Sally, cum se întâmplase. Și cei cu că mătușa Sally era complet uimită, că de fapt Tom Sawyer se dăduse drept Sid, că de fapt nu-i Sid, ci Tom Sawyer și... și spre sfârșit, Huckleberry Finn își propuse ca el cu Tom Sawyer și cu Jim să fugă cât mai repede de la casa aia, pentru că mătușa Sally avea de gând să-l înfieze pe Huckleberry Finn. Așa că trebuia să fugă cât mai repede, înainte să-l înfieze. Și asta e cartea. La revedere!